domnul Sumin. Așa este. E paradoxul pe care, din punctul meu de vedere, într-o formulă excepțională l-a exprimat evreul convertit, care își denumește această perioadă jurnalul fericirii, nu? Vorbesc de Nicolae Steinhardt. Iată, în spațiul acela concentrațional, unde erau văzuți de Verisema Mundi, ei ajung să alunece și să atingă ceea ce am simțit și noi aici, grație părintelui Ionuț Holubeanu, chipul duhovnicesc, să își descopere euul cel mai profund. Pentru că ziua este scurtă, eu propun să trecem direct la lansarea volumului și să lăsăm în final sesiunea de întrebări. Așadar, îl invităm pe domnul scriitor, critic literar, Cristian Crăciun, să prezinte volumul pe care, așa cum v-am prezentat anterior, eu și domnul Ionuț Butoi, am reușit astăzi să-l aducem în fața noastră în calitate de editori, îngrijitori, așadar, a acestei colecții de articole din ziarul Cuvântul, așa cum știm, condus de Naionescu. Vă rugăm! Mulțumesc. Acesta este volumul, l-am prezentat. Din motive obiective, vă cer permisiunea să vorbesc de aici. Dacă asemenea prezentări ar avea un titlu, cum are o carte, aș fi pus titlul cu cărțile pe masă. Pentru că ceea ce au făcut doamna Carmen Ciornea împreună cu Ionuț Butoi a fost să ne salveze, a spune, din neant, pentru că soarta presei aceasta este o pagină de istorie, o pagină din interbelicul nostru, din, a spune, primul interbelic, și o să revin puțin asupra ideii, pentru că, din păcate, s-ar putea să trăim și un al doilea interbelic, pentru că acum suntem într-un parșiv și ciudat intrabelic. Numai că generația noastră de acum nu prea mai este la înălțimea acestei generații. Ce se întâmplă? Aici avem, de fapt, un, cum parcă a spus și Ionuț, un revelator al întregii societăți românești din acea perioadă, a raporturilor dintre biserică și societate, dintre societate și stat, dintre stat și biserică și așa mai departe. Este o chestiune foarte tehnică. Eu nu sunt nici astronom, nici istoric al religiilor, nici teolog, ca să pot discuta lucrurile astea de o, care ce o specializare extraordinară, de arbitrar prefața sintetizează foarte acut toate aceste chestiuni, dar dincolo de asta, ele presupun o încadrare socioculturală extraordinară. Deci nu e vorba doar de o chestiune tehnică, ceea ce a făcut Carmen aici este o minune, uitați-vă doar într-un singur ziar. Și asta este altă pe ce importanță avea presa în epoca respectivă, ce altitudine intelectuală aveau dezbaterile din presă. Știți bine, chestiunea s-a reluat anul acesta și s-a reluat cu polii schimbați. Pentru că dacă atunci biserica era, să spunem, în avangarda schimbării și intelectualitatea îmbisericită era pentru tradiție, acum a fost invers. Și aici se pun două probleme, de fapt. Și vreau să vă împărtășesc o experiență personală, pentru că, citind cartea, m-am întrebat generația mea cum și-a însușit interbelicul. Pentru că știți că interbelicul, spiritualitatea interbelică, cultura interbelică a fost vreme de niște decenii nomina odiosă. Când eram eu spre sfârșitul liceului și începutul facultății, au început să fie retipăriți scriitorii interbelici.
A apărut istoria literaturii române interbelice a lui Crocmălniceanu, care vedeam pentru prima dată o mulțime de nume pe care doar le auzisem până atunci și de care, gândiți-vă, pentru cei mai tineri să spunem că până și un biet scriitor liric precum Ionel Teodoreanu era interzis. Nu? E, aia a fost o primă etapă. Imediat după ce am intrat în facultate, a apărut un curs șapirografiat, cei de generația mea știu cum erau un fel de bătut la mașină și tras la o presă, care se numea Polemici literare interbelice, subliniez cuvântul literare. Și unde pentru prima dată am avut intuiția că interbelicul înseamnă și altceva decât literatura. Și unde am găsit numele lui Nae Ionescu, lui Cioran, lui tuturor celor trei frați erau acolo. Da, așa. Și dintr-o dată s-a deschis o poartă, o lumină spre adevăratul sens al interbelicului. Sigur că după aia a început căutarea xeroxurilor clandestine, citirea operelor, iar după 90 este cea de-a doua etapă mare din care face parte și cartea despre care discutăm astăzi, cea în care au venit asupra noastră cărțile Rugului Aprins, memoriile de închisoare și toate celelalte lucruri care ne-au luminat despre adevăratul chip al interbelicului. Știți bine că presa, interbelicul nu are astăzi o presă bună. E văzut extrem de negativ din pricini pe care nu vreau să le discut aici. Numai că, dacă citiți cu atenție această carte, ce am văzut eu atunci, vă spuneam, în acea carte despre polemicile interbelice? Marele teme, să zicem, polemica intergeneraționistă, polemica asupra raportului modernitate-tradiție, asupra identității naționale și toate lucrurile astea pe care noi nu le-am lămurit nici astăzi. Nu le-am lămurit complet. Un mare istoric și teoretician al culturii române, Sorin Alexandrescu, spune că România suferă de o modernitate ratată, pe care o începem, o ducem până la un anume palier și o ratăm și ne întoarcem. Este complexul manolic. Avem o voluptate teribilă de a dărâma cu mult mai multă eficiență decât construim ceea ce am construit înainte. Și toate aceste lucruri se văd foarte bine. Mă gândeam aici ce ilustrare paradoxală poate fi această carte pentru formula lui Iorga de Bizanț după Bizanț. Așa cum în Bizanț, știu eu, dar în alt sens decât cel istoric, într-un sens, să-i zic, structural, spiritual, dacă vreți. Pentru că dacă acolo populația, să-i zicem, dărând, se inflama pentru chestiuni atât de delicate precum Trinitatea, Homoousis și așa mai departe, acum vedem țăranii venind cu jalba în proțam la Nae Ionescu, la guvern, la patriarh și așa mai departe, ca să ceară respectarea datei Pascaliei. Deci, vedeți, este o chestiune care răstoarnă, care răscolește din profunzime straturile societății și vedem cum societatea trăiește, repet, o chestiune care primită de astăzi pare pur tehnică, sigur că ea nu este doar tehnică, pentru că intră aici și calendar solar și calendar lunar și siloade și tot felul de alte lucruri și care complică foarte mult situația. Sigur că, ideal vorbind, așa ar trebui să sărbătorim toți nașterea Domnului la aceeași dată. Numai că fiind sărbători fixe, sărbători mobile, eu întreagă, aproape că se citește detectivistic, ca un roman de aventuri, pentru că vezi la fiecare, să spun, la fiecare intervenție care apare, mai apare câte un argument. Oamenii ăștia erau nu tobă, erau tubă de carte,
și de carte filozofică, de carte culturală, de carte teologică, se duelau, în ghilimele, de la egal la egal cu teologii, să le zicem, oficiali ai bisericii, și știau atât de multe lucruri încât noi ne simțim astăzi, la drept vorbind, de pigoni ai lor pentru cultura și forța pe care o aveau în a-și argumenta și pentru hotărârea cu care își apărau ca un ziar să acorde atâta spațiu de asemenea probleme, ar părea astăzi ceva de neimaginat și, repet, cu această altitudine intelectuală extraordinară. Pe de altă parte, se pot vedea aici, iarăși dacă citim oarecum în filigran, și personalitățile celor care scriu. Pe cât de liric și îndrăznesc să spun de mistic este Sandu Tudor în ceea ce scrie, pe atât de exact geometric este Vracoveanu, să zicem, atât de... Da, Ionescu e mereu magistral, așa vorbește parcă de la ex catedra și dă lecții cu amenitate perfectă, nu sunt, chiar polemicile sunt de o, cum să spun, un cavalerism, dacă vreți, că așa, polemici cordiale, cum spunea un scriitor român. Deci toate lucrurile astea despre, o anume că noi ăștia, cum i-a numit un critic literar, prieten de-al meu, în vâltoarea aia superbă anilor 90, care în idealismul ăla neointerbelicii, cum ne visam noi pe atunci, nu mai avem această seninătate a polemicii și datorită instrumentelor care nu sunt făcute pentru polemică, ci pentru jignire, și tehnica aceasta a argumentației este extraordinară. Deci se pot învăța foarte multe lucruri despre cum se construiește o societate intelectuală. Și, apropo, și când am descoperit ciclul de conferințe pe care le-au ținut ei și când am descoperit mai apoi Rugul Aprins, toate lucrurile astea au fost pentru noi modele, pentru că vorbiți de modele acolo. Toate acelea pot fi modele, nu în sens politic. Nu ne interesează politicul aici, dar atitudinea intelectuală, atitudinea față de adevăr, atitudinea față de biserică. Vedeți, oamenii ăștia sunt critici față de biserică, dar fără ca, apărând biserica prin critica lor. Biserica, la rândul ei, are și ea argumentele ei. Sunt acolo raportul politic între partide și biserică. Sunt raporturi între provinciile românești. Una este situația din Basarabia, alta este situația din Transilvania. Și biserica trebuie să facă și jocuri, nu are ce face, trebuie să facă și jocuri politice de acest gen. Deci este o crengătură de probleme extraordinare și minunea este că avem cartea pe masă acum. Nimeni dintre noi nu se poate duce la Biblioteca Academiei sau la ce bibliotecă mai fi găsit, Carmen, ziarele și să facă reconstituirea. În momentul când ai cartea, cartea rămâne. Mult mai mult decât ziarul. Și de aceea a făcut un gest de mare, cum să spun, importanță pentru cultura română, care alături de și așteptăm sigur și volumul al doilea, ca să vedem și mai aprofundat amploarea acestei teme și acestor... Nu se repetă, adică nu devine plicticos, dimpotrivă. Deși tema să preiasă, toacă acolo, mărunt, până la fiecare, dar asta e teologia. Teologia, cum bine știți, de două milenii de când există, asta înseamnă desficarea 3, 4, 5 întrebări fundamentale în zeci de mii de nuanțe și asta este toată gândirea Sfinților Părinți. Și asta e foarte important, această știință
a bunei măsuri, a spune, și a nuanței. Teologia este o extraordinară disciplină a nuanței. Și de unde și virtutea discernământului, nu? Noi care astăzi gândim foarte rapid și foarte tranșant în alb și negru, mai putem învăța de aici, iată, încă un lucru, această disciplină a discernământului și oarecum și a unui anume tip de toleranță pentru argumentul adversarului, chiar atunci când nu ești de, când nu ești de acord cu ei. Vedem oameni aici, sunt intervenții în care cel care îl acuză, X îl acuză pe Y, spune, ai greșit total argumentul, nu sunt de acord cu el, dar îți înțeleg poziția pentru că știu de ce ai luat această atitudine și în situația ta puteai să o iei. Așa trebuia să... deci, asemenea, raporturi culturale, dacă vreți, pentru că sunt raporturi culturale și sociale și istorice, vedeți cât de amplă e o problemă care ține de cum să învârte soarele pe cer și pentru că întârzie cu nu știu câte secunde pe zi și din cauza asta Paștele risca să ducă și să nu mai avem postul Sfinților Petru și Pavel și așa mai departe. Toate lucrurile astea le găsim aici, lumea sigur de astăzi nu mai știe deloc de această, de această polemică. Calendarul mai e și altă cauză pe care am uitat să o spun a contradicției. Calendarul civil se schimbase deja. Și toate lucrurile astea creează niște complicații extraordinare. Noi ne uităm că se mută o oră de la una la altul, nu știu cum, și câte tulburări provoacă. Dar aminte să te duci cu 13 zile înapoi și lucruri de genul ăsta. Sau să sărbătorești când s-a ajunsese, era cât pe cer, la două, adică la același an Paștele la două date diferite, fiecare după cum, fiecare biserică sau parohie sau cum era acolo, cum să spun, îngăduința, pogorământul la un moment dat, dat în Sfântul Sinod, ce grozăvie să fie lucrurile astea. Până la urmă, și mai e și raportul între biserici, între confesiuni, catolici, romani, protestanții, ortodoxi, și asta era raportul între biserici, asta era încă una de... Vedeți, aproape că nu ți ajunge să vorbești un sfert de oră și să enumeri doar problemele pe care le ridică. Dar amite și soluțiile. De aceea, aceste articole sunt fascinante. Îți trebuie puțină răbdare, repet, pentru că noi nu mai avem antrenamentul mental al unor asemenea dispute bizantine, să le spun din nou, dar dosarul Pascalie este o oglindă formidabilă a epocii în care România era să își atingă apogeul. Din păcate, n-a fost să fie. N-a fost să fie pentru că a venit Securea Roșie și a retezat acest elan care începuse. Se pune problema modernității aici mereu și problema modernității este la fel de veche ca România. Adică statul modern român s-a creat după 1848 punându-și această problemă. Astăzi îi zicem integrare europeană. E absolut același lucru. Și biserica are un rol în chestiunea asta. Nu rolul de frână, cum spun ziariștii care n-au o cultură suficientă. Are un rol de moderator, nu în sensul de moderator, ci în sensul de a primi lucrurile cu moderație. Ceea ce e foarte important că o mașină care nu are decât accelerație și nu are frână, nu prea ți-ai dori să fie în ea. Îți trebuie și frână la o mașină, și ea la fel de necesară ca și accelerația. Deci, vedeți, și această problemă a modernizării este foarte acut pus aici. Ne modernizăm, da, dar cum? Pașoptiștii au pus problema într-un fel, a venit generația critică a lui Maiorescu, care, apropo, erau cam liberi cugetători cu toții și care
au spus, da, ne modernizăm, dar trebuie teoria formelor fără fond, adaptarea la specificul local și așa mai departe, ne modernizăm critic. Au venit apoi generația de la 1900, sămănătoriștii, Iorga, un anume fel de percepție a tradiției. A venit ciocnirea interbelică între cei care se duceau foarte repede înainte și o anume parte care vreau să rămânem pe loc, pur și simplu. E, vedeți, niciodată nu a fost simplu pentru noi această adaptare. Teoria sincronismului și iar vă mai spun, pentru că sunteți aici în mediu, o preocuparea mea, pentru că în imaginea asta negativă pe care o are impresă generația interbelică, s-a creat impresia că toată generația interbelică erau niște habotnici, că erau toți legionari și așa mai departe. Niște cum? Elitele interbelice, și mă gândesc, uite că vorbeam de literați, mă gândesc la scriitori, începând Cioculescu, Călinescu, Lovinescu, Pompiliu Constantin, erau niște oameni foarte respectoși față de biserică, dar nici de cum bisericoși, dacă nu chiar anti, aș spune. Deci imaginea asta este unilaterală, pentru că a venit generația 27 și atunci lucrurile s-au... Și după 90 s-a împins foarte tare în față imaginea aceasta. Nu, interbelicul a fost foarte echilibrat. Foarte echilibrat și acest echilibru este bine să fie subliniat din când în când. Este bine să fie subliniat pentru că totdeauna discernământul de care vorbeam și echilibru sunt necesare. Și faptul că într-un ziar politic, până la urmă, nu, se pun asemenea probleme de finețe maximă, spirituală, filozofică, matematică, dacă vreți, la un moment dat, arată că exista și un public pentru țăranii cu ziarul la Există Nae atunci, Ionescu. da. Exista un public care nu știu cât înțelegeau ei din toată finețea aia, dar pricepeau ideea de bază. Pricepeau ideea de bază și asta este un lucru extraordinar. Cred că n-am deviat foarte tare de la... pentru că nu puteam intra în problemele de strict amănunt, dar am vrut să vedeți cât de importantă, într-adevăr, mi se pare această carte, dacă o privim în contextul general. Și sigur că ar mai fi alte teme, alte ziare și lucruri, ați văzut ce ne-a arătat și Ionuț Butoi, și despre curentul, și de toate dezbaterile și, într-adevăr, polemicile, pentru că volumul ăla de care vă povesteam, eu sigur că a fost crud cenzurat și nici acolo n-au apărut articole integrale, n-a fost doar așa un bai prin care noi am putut respira și în care am putut să vedem cam cum arăta, într-adevăr, o epocă pe care am cunoscut-o doar intelectual vorbind, am cunoscut-o doar după aceea. Și sperăm că acest al doilea interbelic de care vorbesc va fi găduitor cu noi, să sperăm că vom avea și răgazul, dacă nu să construim ceea ce au construit oamenii ăștia, măcar să reconstituim, cum fac minunații noștri istorici aici de față, să reconstituim acel punct de vârf al societății românești. Mulțumesc!